Comisia Tehnică a Federației Române de Fotbal a decis să-l propună pe Mirel Rădoi pentru postul de selecționer al echipei naționale. Mirel Rădoi are în palmares 67 de meciuri pentru echipa națională a României, pentru care a marcat 2 goluri. Ca fotbalist, a evoluat în cea mai mare parte a carierei sale la Steaua București între anii 2000 și 2009, Al Hilal Rihad între 2009 și 2011, Al Ain între anii 2011-2014. Comitetul executiv m-a mandatat să negociez cu Mirel Rădoi preluarea mandatului de selecționer la nivelul primei reprezentative. Am avut o susținere unanimă din partea Comitetului Executiv pentru a deschide această procedură de negociere și de semnare a contractului cu Mirel Rădoi. Mandatul pe care, bineînțeles, trebuie să ne întâlnim și să discutăm aceste aspecte, după care vom organiza și o conferință de presă, îl voi avea alături de mine și pe directorul tehnic, pe domnul Mihai Stoichiță, pentru a vă împărtăși, probabil, dacă aveți anumite întrebări despre cum au decurs lucrurile la nivelul Comisiei Tehnice în ședința de ieri. Obiectivul mandatului lui Mirel Rădoi este, în primul rând, de a continua să inspire sute de mii de copii să joace fotbal în România și, în același timp, de a oferi o speranță antrenorilor tineri care sunt la început de drum. Pentru a ne îndeplini acest obiectiv sunt două căi, calificarea la campionatul european din 2020 și prezența la Olimpiada de la Tokyo din 2020. Încerc să vă mai dau câteva detalii, nu foarte multe, fiindcă într-o următoare conferință de presă, în urma discuțiilor pe care le voi avea și cu Mirel, vi le vom putea împărtăși. Nu este un mandat pe termen scurt, nu este un mandat doar pentru un meci sau pentru 2 meciuri, este un mandat care propune un proces de construcție la nivelul echipei naționale, este un mandat pe cel puțin 2 ani de zile, bineînțeles cu câteva obiective intermediare. În total, pe banca selecționatei Under-21, Mirel Rădoi a bifat 15 partide, reușind să câștige 9 dintre ele și să bifeze 3 remize. Mirel Rădoi reprezintă varianta numărul 1 pentru Federația Română de Fotbal și ne bucurăm că nu a fost nevoie să avem alți antrenori pe prima poziție și să fim poate refuzați. Și de aceea sunt foarte încrezător în această decizie. Pot să vă împărtășesc că, la fel, membrii Comitetului Executiv au susținut în unanimitate această decizie, au primit această propunere cu entuziasm și, în același timp, cu foarte mare încredere. Sunt sigur că reprezintă varianta cea mai bună pentru echipa națională astăzi, luând în considerare și faptul că Mirel Rădoi va conduce Naționala României și la Olimpiada din 2020, ceea ce, practic, ne conferă mult mai multe avantaje în această perspectivă, în sensul în care prezența la Olimpiada este un dat, vom fi acolo, cu certitudine, ceea ce, practic, îi va conferi lui Mirel un avantaj suplimentar și anume, atât în luna martie cât și în luna iunie, va avea posibilitatea să-i reîntâlnească pe jucătorii pe care i-a pregătit în această vară, în 2019, dar, bineînțeles, și acolo unde vom avea nevoie să putem să facem promovarea jucătorilor tineri de la actuala generație de Under-21. Începând din martie 2018, Mirel Rădoi a ocupat funcția de manager sportiv al echipei naționale Under-21 a României, iar în luna august a acelui an a preluat banca tehnică după ce Daniel Isaila a decis să accepte o ofertă din Arabia Saudită. A reușit să califice reprezentativa Under-21 la Euro 2019, unde a ajuns până în semifinalele competiției, performanță ce a însemnat calificarea la Jocurile Olimpice după o pauză de 56 de ani. Mirel Rădoi are experiența de a ne califica și a și demonstrat-o în meciuri decisive. Vă amintiți că primul său meci oficial a fost cel cu Portugalia, în care am reușit să câștigăm chiar în Portugalia cu 2-1 după ce am condus cu 2-0. Și aceeași abordare am reușit să o avem în fiecare finală pe care am desfășurat-o la Euro Under-21 în această vară. Prin urmare, Mirel a reușit să demonstreze deja toate aceste lucruri. În primul rând, ca selecționer, ceea ce pentru noi este cel mai important, fiindcă ați văzut și dumneavoastră că se face această distinție între un antrenor de club și un selecționer, ceea ce pentru noi contează foarte mult acest lucru. Vedem astăzi, la nivel de prima reprezentativă, foarte mulți jucători pe care Mirel i-a pregătit la Naționala de tineret, ceea ce îi cunoaște cel mai bine. Și atunci chiar credem că Mirel Rădoi reprezintă cea mai bună variantă pentru a trece
în martie, atât de meciul cu Islanda, cât și de al doilea meci și, bineînțeles, să putem să ne calificăm la Euro. Tricolorii păstrează șanse de calificare la turneul final de anul viitor prin intermediul barajului Liga Națiunilor. Ei vor întâlni Islanda în deplasare pe 26 martie, în cealaltă semifinală a culoarului A al barajelor, urmând să se înfrunte Bulgaria și Ungaria. În finală, în data de 31 martie, pentru un bilet la Euro 2020, se vor bate câștigătoarele celor două semifinale, meciul urmând să aibă loc în Bulgaria sau Ungaria.